premieră în România a fost lansat primul robot autonom pentru agricultură. Autonomous Intelligence Agriculture, o companie specializată în designul, promovarea și distribuția de soluții autonome pentru agricultură, a prezentat în exclusivitate în România robotul OZ de la NIO. Lansarea oficială a avut loc în cadrul Simpozionului Internațional pentru Inginerie Mecanică și Agricolă, ISB INMATECH 2022, găzduit de Universitatea Politehnică București. Echipa AgroTV a fost prezentă la eveniment și vă aducem detalii imediat în jurnal. OZ este primul robot autonom destinat agriculturii care ajunge în România. El va ajuta fermierii să realizeze sarcinile dificile din teren, precum plivitul și prășitul, reușind să compenseze lipsa forței de muncă și în același timp să economisească banii care ar trebui cheltuiți pentru produse chimice și alte echipamente. Este primul parteneriat al Autonomous Intelligence Agriculture din țara noastră și a început prin achiziția robotului produs de firma franceză de către Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice din cadrul Universității Politehnice București. We know that farming in Romania is very big, that there is the same as everywhere, a labor shortage. It's difficult to find workers, and that's why we are bringing our autonomous solutions here to help farmers to equilibrate the game. We discovered that Romania, especially the Polytechnic University of Bucharest and the Center for the Engineering Center for Biotechnic Systems, are very dynamic. They are very creative. They have a lot of solutions themselves, and we are going to partner to develop a solution with OZ to implement functions that we dream to implement, like selective harvesting, autonomous selective harvesting, stacking, and some plant monitoring devices. Noi am căutat să încheiem un parteneriat cu o firmă care aduce lucruri foarte noi pe piața utilajelor agricole și acesta este și motivul pentru care am decis să luăm, să încheiem acest parteneriat cu firma NIO Technologies, reprezentată în România prin Artificial Intelligence for Agriculture, o firmă care comercializează, deci nu vorbim aici de prototipuri sau de modele de laborator, vorbim de modele comerciale care sunt folosite direct de fermieri. Deci am decis să luăm legătura cu această firmă și să aducem și la noi la facultate acest robot nemaipomenit din punctul meu de vedere, care aplică cele mai noi tehnologii de inteligență artificială în agricultură, un robot total autonom. Este absolut nou, ați observat că nici noi încă nu am învățat să-l folosim pe deplin, însă din câte am văzut din primele demonstrații pe care le-am făcut, este ușor de folosit. Într-un final, este un robot care poate fi utilizat de un fermier care nu trebuie să aibă neapărat cunoștințe avansate în domeniul acesta informatic sau al inteligenței artificiale. Practic, pe utilizatorul final nu-l interesează cunoștințele tehnice foarte, foarte avansate, ci îl folosește cu puțin antrenament, care nu durează mai mult de câteva ore, îl poate folosi imediat pentru a face diverse lucrări agricole. Noi venim cu soluții pentru promovarea inteligenței artificiale în România și vrem să ajutăm cât mai mult fermierul român. Tocmai de aceea l-am adus aici pe OZ, care ne ajută, înlocuiește componenta umană cu succes, are 180 de kilograme echipat cu totul. Datorită lui nu o să mai folosim pesticide și tot felul de tratamente pentru pământ. Și ce trebuie să facă fermierul nostru român ca să poată să ajungă la OZ să-l pună să facă treaba lui? Trebuie să-l scoată în câmp. El folosește o aplicație pe smartphone, își face o hartă și după ce și-a văzut el exact parcela care o are de lucrat, avem, după cum vedeți aici așa în spate, utilaje care se schimbă foarte ușor. Îl programăm de pe telefon, îi dăm de lucru și noi ne așezăm la umbră și așteptăm să-și facă treaba. V-am spus, prășește, face rândul, plivește, absolut tot ce doriți. Lucrează, merge pe baterii, lucrează 8 ore, fără nicio pauză și dacă ar fi să convertim timpul ăsta în hectare, ar însemna undeva la un hectare.